Liceul Teoretic Lovei Clara din Sighet urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare. Lucrările vor fi făcute de Compania Națională de Investiții și fac parte din Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care Sighetul a aplicat în anul 2017 pentru reabilitarea 5 unități școlare din oraș. Banii ar fi venit de la guvern, însă trebuia să contribuie și primăria. După calcule mai precise, s-a ajuns la concluzia că acele cofinanțări sunt prea mari, iar primăria a fost nevoită să renunțe la câteva dintre contracte. A rămas însă proiectul de reabilitare a Liceului Teoretic Lovei Clara. După cum știți, și această unitate școlară a fost inclusă în programul PNDR. Am renunțat după lungi discuții, pentru că nu era în regulă cota noastră de cofinanțare, știți destul de bine povestea. Imediat după ce Consiliul Local a aprobat spaterea proiectului pe programul PNDL, am depus cerere de finanțare către Compania Națională de Investiții, fiind un proiect existent și liceul, unitatea școlară necesită reparații urgente, o reabilitare, practic, a întregii unități de învățământ, a întregii clădiri, de desfășurare unitate de învățământ. A fost inclus pe lista sinteză la începutul anului, iar în cursul săptămânii trecute am primit solicitare din partea Compania Națională de Investiții de predare a amplasamentului. Ne bucură acest lucru. Urmează să predăm întreg amplasamentul către Compania Națională de Investiții, care va asigura finanțarea 100%, rămânând în sarcina noastră cheltuielile pentru acordul la utilități, energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat. Și de asemenea să asigurăm în condiții legii suprafețele necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Unitatea de învățământ va beneficia de reabilitări de amploare. Dacă țineți minte cât scandal a fost, 3-4 luni la rând, primarul și, mă rog, unii dintre consilieri locali solicitam rezilierea contractului cu PNDL, nu că nu reziliem, că nu se face. Noi aveam cofinanțări acolo de 50, 70, 60, 30, 80%, deci niște, practic primeam 2 lei și noi trebuia să punem 8 lei și nu aveam de unde, adică nu le făceam niciodată. Și atunci tot am insistat, până la urmă, după vreo 3 încercări, s-a reziliat acel contract și iată că în momentul rezilierii a fost posibilă din nou punerea acestui proiect actualizat. Am făcut și actualizări, dacă nu mă înșel, am plătit și vreo 20.000 de lei sau cât să actualizăm toată documentația. Și iată că îl punem la finanțare. Acum sperăm să și intre la finanțare, pe cine nu să stea pe lista sinteză până la a doua venire, că atâtea obiective avem pe lista sinteză, de ar fi aici orașul mai ceva decât New York. Dar toate sunt pe lista sinteză. Dacă va intra la finanțare, acest liceu va beneficia de o reabilitare completă. Deși este unul dintre liceele care arată cel mai bine din oraș, are probleme și de structură și multe alte probleme care trebuie neapărat rezolvate, fiind vorba de o clădire foarte veche. Și odată pusă prin CNI, ne vom asigura că și reabilitarea se va face respectând legislația, și anume păstrând tot ce înseamnă ansamblu arhitectural, nu să vină un constructor de la țară și să spună că tabla acoperișului e mai frumoasă dreaptă decât cu valuri, cum am pățit cu liceul Tara Șevcenco acum nu știu câți ani.